Bună ziua, numele meu este Alex Dinu, director Tandem Call Center și trainer al grupului Rentropen Straton. Ce să facem ca să fim niște manageri și mai buni, ca să fim lideri și mai buni, ca să fim niște conducători și mai buni? Trebuie să ne auto-evaluăm periodic. Ne evaluăm angajații mereu, odată la 3 luni, odată la 6 luni, odată pe an, depinde cum aveți procedura internă a companiei voastre. Dar uităm să ne evaluăm pe noi înșine. Uităm să vedem dacă ne-am atins obiectivele, uităm să ne uităm ce am făcut mai puțin bine. Asta este întrebarea pe care trebuie să ne o punem întotdeauna la final de lună, la final de săptămână, la final de trimestru, de an sau de semestru. Ce am făcut mai puțin bine în timpul care a trecut și ce pot face pentru a schimba lucrurile? Ce pot face diferit de ceea ce am făcut până în momentul de față pentru ca lucrurile să meargă și mai bine? Întotdeauna, la începutul fiecărui an sau la începutul fiecărei luni, trebuie să-mi stabilesc niște obiective smart, specifice, măsurabile, abordabile, realiste și încadrate în timp, care să fie atinse, dar trebuie să mă autoevaluez, să văd dacă le-am atins și dacă nu le-am atins, de ce nu le-am atins și mai ales dacă le-am atins, de ce le-am atins, ca să văd și să fac în continuare la fel. Întotdeauna întrebați-vă și rugați-vă colegii, subalternii să vă evalueze. Întrebați-i ce părere au despre voi, ce părere au despre ceea ce faceți voi și ce ar face ei diferit dacă ar fi în locul vostru. Vedeți care sunt cuvintele pe care le spun, vedeți ceea ce vă spun, nu le cereți numele, puneți-i să vă scrie pe o foaie, fără blanc, albă, astfel încât să poate vorbi liber despre voi, astfel încât să vă dați exact seama de ceea ce sunteți. Contează foarte mult pentru dezvoltarea voastră profesională să faceți acest lucru. Încercați și vedeți ce iese. Întrebați-i pe colegii voștri ce ați face diferit dacă ați fi în locul meu. Cam atât pentru astăzi. Vă doresc o zi bună. La revedere!